was a broken thing. Had a voice, but I cannot sing. You held me down, but I struggled on the ground. Oh, so I lost the light, had been crossed, had a voice, had a voice. Cum a fost pe scenă, Evelyn? Cum te simți? M-am simțit extraordinar de bine. La început, efectiv, îmi tremura microfonul în mână și nu știam exact de unde să apuc, dar m-am așezat. Am stat puțin mai liniștit în momentul în care am zis ok, sunt pe scenă, trebuie să transmit și pur și simplu m-am conectat cu piesa mea și cu ce am avut eu de cântat și chiar am făcut foarte mult contact vizual cu juriul ca să înțeleagă ceea ce vorbesc eu acolo în piesă, nu să fie doar așa pur și simplu un cântat lălăit. Și chiar m-a făcut să mă simt foarte bine chestia asta pentru că mi-am dat seama că în momentul în care ești cu publicul conectat și te uiți la ei și nu ai capul plecat, dar cumva emoția asta pe care o ai tu să o folosești înspre a le transmite și lor, este un lucru foarte, foarte important pentru cineva care cântă și mi se pare că ar trebui să știe toată lumea chestia asta. De ce ai ales această melodie? Pentru că în melodia asta de la Sia se cântă despre I don't care if I sing off keys, adică dacă falsez, eu pur și simplu cânt pentru că îmi place și pentru că asta este pasiunea mea, deci cumva ăsta a fost mesajul. Ideea este că poate, cum au spus jurații, nu este o melodie neapărat 100% potrivită pentru mine, dar cumva mi se pare că nu este neapărat totul despre note, exact cum spune și Sia, ci despre cum te prezinți, cum vorbești, cum arăți și cum pui preț în momentul în care efectiv ții microfonul în mână și să se vadă efectiv dorința ta, exact ceea ce au spus și jurații, adică m-au descris perfect. Și ai luat 4 de da. Da, da, și sunt foarte fericită. Nu prea știu să-mi manifest emoția. Ce înseamnă pentru tine acești 4 de da? Păi, eu nu m-am așteptat, adică eu am spus, ok, vin aici, o să văd cum o să fie, dacă iau bine, dacă nu, eu m-am bucurat de moment, de experiență, dar, sincer să fiu, faptul că am auzit, deci, vorbeau pe rând, a început primul da, după care am zis, ok, super, primul da, după care următorul, da...